2011, am fost angajat la Radio Metronom, nu știu cât dintre voi ascultați radioul, am fost responsabil de cu baza de date a postului de radio, adică melodiile trebuia să le încarc în sistem, să fac playlist-uri și așa mai departe. Aici am luat contact cu mai multe genuri muzicale. Până atunci ai ascultat numai rock, singur, punct. Deci nu exista ceva la mine în calculator, rock. După aceea am fost la facultate. La facultate m-am angajat la o firmă de evenimente și acolo am început de jos. Adică ce înseamnă de jos? Pur și simplu că eram boxe. Nimic altceva, nici măcar nu le capram. Doar că da. Acum sunt puțin mai gras, atunci aveam undeva la 50 de kilograme. Căram boxe de 50-60 de kilograme. Nu mai contează, spatele meu nu mai face față acum, dar m-a ajutat. Mergând la evenimente, am avut contact cu multe formații, mulți DJ. M-a prins partea de DJ. Nu știu de ce m-a prins. Eu am avut legătură cu muzica de mic. Unchiul meu fiind membru în formația Antract, nu știu dacă știți, este din Vâlcea, îi cântă pop rock, să zic așa. De aici a fost greu până am avut ocazia să pun prima dată muzică. Mi-a plăcut și am zis că vreau să fac lucrul acesta. Dar am văzut că nu e chiar atât de ușor. Și a trebuit să încep să mă documentez despre ce înseamnă muzica la evenimente. A fost foarte greu pentru că pe vremea aceea, adică acum vreo 12 ani, nu prea era viteza la internet, care este acum, nu prea găsești unde găseam muzica, cum o găsești acum, adică acum pur și simplu pot să o descarc în telefon, dacă vreau ceva, este foarte ușor. O secundă, am foarte multe idei în cap, nu știu să continui. Totul a plecat ca o pasiune. Dar, în același timp, am știut că vreau să fac lucrul acesta toată viața. Mi-am pus un target foarte sus, adică vreau să ajung la nivelul la care să am o firmă de evenimente care se ocupă de evenimente foarte mari. Foarte mari, ce înseamnă? Spectacole gen cum sunt la Sibiu, Romania Music Awards, MTV Music Awards, chestii de genul acesta. Adică foarte mult. Mai am mult până acolo. Dar un pas important este Event Factory, care am deschis de aproape 2 ani de zile. Am început să mă ocup de evenimente cap-coadă, absolut tot ce înseamnă ce ai nevoie pentru un eveniment. De la muzică, normal, formații, diverse echipamente, artiști și așa mai departe. Câteva idei în telefon, mă scuzați. Nu trebuie să vă fie frică să încercați lucruri noi. De exemplu, pentru mine este prima dată când vorbesc sau când trebuie să vorbesc 30 de minute despre mine fără să pun muzică. Adică doar să vorbesc. De aceea mi-este și puțin greu să vorbesc foarte cursiv. Am
a fost foarte greu să fac prima investiție, adică să-mi cumpăr o consolă de DJ. De aici mi-am pus următorul target să-mi cumpăr echipament de sunet. Am cumpărat echipament de sunet, mi-am cumpărat echipament de lumină. De aici am vrut să fac evenimente din ce în ce mai mari. Am ajuns să fac evenimente de 3-400 de persoane singur. Lucru care este greu de realizat ca cineva să aibă încredere într-o singură persoană să facă față unui eveniment atât de mare. De obicei, la DJ, nu știu cum să zic, nunți mici sau majorate, botezuri, 100-200 de persoane maxim și de aici oamenii vor mai multe momente, gen formații, grupe de dans, nu știu, magicieni, tot felul de, fiecare în funcție de ce posibilități are. Este greu să ajungi undeva sus, este foarte greu să rămâi acolo. Mie, în momentul de față, mi este foarte greu pentru că vin foarte mulți DJ din urmă, nu am nicio problemă cu ei și ei au fost la fel ca mine și am început de jos și ei au început la fel ca mine. Problema e că mulți fac, se bazează pe cantitate, nu pe calitate. Lucru care place piața în jos și nu este chiar ok. La început, pentru mine, nu au fost foarte important banii, bineînțeles. Toată lumea sunt importanți banii, tuturor ne plac banii, e normal. Dar prima oară, pur și simplu, vreau să fac muzică și să pun muzică, să-i fac pe oameni să se simtă bine, să transmit o anumită energie. Și cea mai mare satisfacție era când venea clientul, în principiu, dacă mai veneau și alții, era și mai bine. Să-mi spună că petrecerea a fost foarte bună, foarte reușită, le-au plăcut anumite momente, nu le-au plăcut anumite momente, în funcție de fiecare, nu ai cum să-i mulțumești pe toți. Important e să nu te lași, să vezi din greșeli și să știi unde ai greșit și cum să-ți repari greșeala. La vârsta voastră puteți să încercați absolut orice. Nu trebuie să vă fie frică să încercați. Eu, până să mă apuc să pun muzică la petreceri, am avut în familie o situație puțin mai dificilă material și am fost angajat la Kaufland. Aranjat marfa în raft, exact în primul an în care s-a deschis Kaufland-ul. Nu mi-a fost rușine și acum mă mai întâlnesc cu colegi de acolo, mă întreabă ce mai fac. Nici acum nu mi-este rușine să fac diverse lucruri. Sunt voluntar la clubul Rotary, nu știu cât dintre voi știți, Interact. Știți, am acesta, sunt secretar la Rotary Cozia, am fost la Rotaract câțiva ani, bun, de fapt, 6 ani am fost voluntar acolo. Voluntariatul mi-a adus niște satisfacții în plus pe lângă meseria pe care o am. Nu știu dacă știți spre toastă studăruiești, strângere de alimente, de Paște și de Crăciun. Este
foarte mult de muncă, anul acesta a ajuns la a noua ediție, cred. 5 ediții le-am făcut cu plus și suflet, a fost chiar organizare. Am ajuns de la ediție la ediție să strângem mai multe alimente. La un moment dat ajunsesem la 3 tone jumătate de alimente. Gândiți-vă să muncești 2-3 zile, să iei 3 tone jumătate, să le iei din magazin, să le duci în depozit, în depozit să le aranjezi, după ce le-ai aranjat să le bagi, să faci pachetele pentru cei nevoiași și după aia, după atâta oboseală, să te duci la oameni, să le dai pachetele mai la câte 2 zile după, pentru distribuirea pachetelor și când le vedeai fețele și cât îți mulțumeau și pur și simplu plângeau că le dai pachetul acela, merita tot efortul, pur și simplu nu mai simțeai că ești obosit și n-am întâlnit vreo 5 zile. Foarte emoționant. Vă încurajez să faceți voluntariat. Toată lumea. Sunt foarte mulți care dau plus persoanelor care au făcut voluntariat. Cam atât am avut de spus. Nu știu cum este procedura. O las pe colega mea să prezinte pe următorul. Mulțumim! Următorul speaker.